Vă salut, ce faceți? Mă bucur să vă văd aici. Da, cu cei doi apreciați, da, anul trecut. Vă salut, vă salut. Tot trag de ei să vină la maraton, dar nu vor. Le e teamă, nu? Nu, cred că... Dar le-ați dat ceva material care să plece la drum? Nu. Nu dați nimic, nu? Să mă bată pe urmă. Nu dăm nimic, nu? Uite, băiatul ăsta i-am dat. Da? Și? Se vede, se vede? Ai și, nu? Se vede, se vede. Vă salut cu stima. Bravo, stăm de vorbă. Și cu dânsul. Cum e? Cum a mers 2018? Bine. În grafic? A fost în grafic? Pierderi mari, nu? Dar de ce? Cum vi le explicați? Nu știu, de vreo 2-3 ani, pierderile tot mai mari, aceleași etape. De la un an la altul sunt diferite, nu? Anul ăsta am încercat tineretul la maraton. Am o femeie destul de bună, trecă pe Transilvania lui Cunu. Da? De un an, de două ori vin de prima zi. Bun. Cred că e bună, nu știu. Promite. N-au ieșit centralizările, nu? Încă nu. Dar sperăm să fie... Mergem în continuare. Păi n-are cum, la mâna noastră n-are cum să nu ia să vină. Și la experiența pe care aveți. Este? Și experiență, da. Este, este, că nu faceți greșeli, adică una e să... Mai faceți și acum? Anul ăsta mi-am băgat toți porumbei la maraton. Ce tineri, nu? Și tineri, toate. Și? Au fost pierderi mari în rândul lor? Au fost, nu? Da, și se vede. Deci care a rămas, a rămas, nu? Da, mă, trebuia să bagă. Mi-am băgat porumbei cu palmares roian, palmares roian în reproducție. Da, chiar dacă să pierd, dar... Dar de ce n-ați mai avut răbdare cu ei un an să mai stați? Să-i pierd la 2 ani. Să-i mai așteptați. Să aveți dreptate, da. Și până la cât i-ați dus? Până la ce distanță? Tinerii. 850. 850, nu? Păi nu vor mai mult. Au început să zboare la 800, nu mai vor la 950, nu mai. Mai place așa, distanțele astea de... Să fier mai puțin la distanță. Tot așa să fier. Tot așa să fier, nu? Să fier și la viteză. Ați mai băgat ceva în crescătorie, la matcă? Păsări reprezentative, așa da, să zic? Da. De la care aveți să așteptai? Pe asta de loc unu... E o femeie de la Gugoașe, Marian, nu știți, știu, da. Meu, dar oare de la Badea Doru și Badea de la Buțucan. Și a zis că porumbei de la moldoveni nu fac față, uite ce fac. Dar au plecat așa, au plecat din Moldova, din Galația, a ajuns la Mehedinți. Au ajuns la Caraj, la Badea. La Caraj, mă rog, și a după aia la... Plac albaștri și i-a zis, dă-mi un mascul albastru. Și v-a dat ceva bun. Bine, am băgat cu cea mai bună femeie de la mine. Am porumbei, o porumbei cu norme de maraton, trei frați, din femeie la... E bun. Da. Și-am mai băgat de la Drăgușin, tot din campionul de 2013, tot de la Badea Dorel, prieten cu Badea. E bine că s-au pliat repede peste porumbei noastre. Adică... Fac oime bun porumbei mei. Bine, se poate întâmpla să nu se... Păi dacă nu de rezultate, e linia. Păi lui, păi lor, nu care-i băgați. Păi lor, normal, că dacă-i bagi da. Între ei și da. Care-i bun. Deci ați băgat practic în cei mai buni reproducători ai noastră. Cei mai buni da. Care am rezultate cu ei. Dar văd că confirmă. E bine. Că am avut și pierdere, normal că pierde. Deci niciodată n-am curat tineretul la maraton. Dar nu ăsta am până voi. I-am rupt. Câți v-au mai rămas din câți ați băgat? Câți v-au? 8 din câți? 39. O, ai lăsați-o. 39 cu totul, am început. Nu, dar din tineri, din tineret, cu câți ați început? Din tineret vreo 18 și am rămas cu... 8, da. Cu câți? Deci nu a stăpânit pe nimeni să bagi. Dar doi, primii doi pe Brașov. Ați văzut? Ați văzut? Ați văzut? Nu contează, eu nimeni nu întreabă, bă, cât ai băgat. Nu, nimeni nu întreabă cât ți-ai pierdut și cât ți-ai pe sus, nu? Așa. Dar bine, e rupt că am în spate. Deci, nu e... Fabrica e acasă, nu? Exact. Da, așa deci e. Am fabrica care o duce în cont. Mă bucur. Mi-am zis să trec de multe ori pe la noastră și uite, spre regretul meu n-am ajuns, dar poate în toamna asta dăm o fugă pe acolo și filmăm. Aveți niște păsări deosebit de bune, știu. Aveți, aveți. Și în fiecare an aveți o constanță în rezultate. Da, știu. Bine, când o fă pe Dans Vrea Fond, rezultate bune și la fel. Dacă țineți minte la Pietra Neam, sau da, unde? Da. Aveam locul 5, am avut locul 7 pe țară. Exact. Acum îmi place maraton. Ăla se lipește cel mai bine de suflet, nu? Maraton. Da, da, chiar dacă sunt riscurile și pierderile mari. N-am băgat anul ăsta la Berlin, n-am mai putut să bag și nu mai bag. Am eu... Aveți noastră. Am avut o problemă anul trecut și n-am. Am înțeles. Că
merg locul 1 pe bench. În fine. S-a speriat, nu? S-a speriat de ulei, da. Da, am pierdut anul ăsta la seminar. Da? Am zis că nu mai bag la maraton, la Berlin, e greu, 1250. Atât. Toate că am avut tot timpul a doua zi, la 10 jumate, 11 mi-au venit. Anul ăsta a fost mai greu, am înțeles. E totuși 1250. Greu, în zona noastră, aici nu se pune. Da. Față de cei care zboară în altă parte. Nu e bun. Iam în matcă. Păi da, să vă gândiți întotdeauna și la, și la ce rămâne în spate. Da, da. E bun. Da, așa e. Bine, pierderile mari. Da. Exact. Astea sunt riscurile categoriei. Exact. I-am rupt 18 pui, dar 2 e bun. Da, buni vă ridică sus, așa e, da. Mă bucur. Deci în 2019 plecați cu încredere, nu? Ca de fiecare dată. Da, tot timpul. Și anul ăsta am plecat, că am zis că nu mai am băgat în reproducție. Am băgat primul fond tineretul și când am văzut, zic, la maraton. Cred că poate am greșit, dar nu. Rezultatele... Ce se uită pe centru, ai zis, vede primii 3 pe Brașov, 2 primii ai mei. Așa este. Și atunci nu se uită câte am pierdut. Așa este. Și am pui acum, care stați cu ei. Stați bine la pui acum, în toamnă, cât ți-a scos? 45, 43. Mai e bine, doi acasă. Da. Stau bine, mi-a luat pui extraordinar. Și zburați privat sau îi duceți cu asociați? Nu, îi duc singur. Singur. E duc singur în jurul cotețului, de nou. Da. Nu, cred că... Nu, ideea e să-i feriți puțin și de bol, că mașina ați văzut cum e. Se mai agață una și alta de ei. De, da, porumbei care mi-au făcut performanțe, i-am dus singur și parcă mai bun. Se așează altfel, nu? Da. Lansă câte individuale, mai bun. Trecul la noastră, la toamnă sau poate la primăvară. Vă mulțumesc mult și vă doresc mult succes. Cu stimă, numai bine.